În județul Maramureș avem înscriși pentru această sesiune a examenului național de bacalaureat un număr de 3242 de absolvenți de liceu, din care 2828 din promoția curentă și 414 din promoții anterioare. În perioada 6-8 iunie, absolvenții vor susține proba A. Este vorba de evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română. Sunt înscriși în județul nostru pentru susținerea acestei probe 2848 de absolvenți și aceștia au fost împărțiți pe cele 3 zile prevăzute în calendarul de evaluare, astfel că astăzi au fost programați 2084 de absolvenți, pentru mâine 678, iar pentru poimâine 86. Proba B va fi susținută de candidați în perioada 8-9 iunie. Această probă se referă la competențele lingvistice de comunicare orală în limba maternă. Competențele digitale vor fi susținute în perioada 8-10 iunie, iar evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională este prevăzută pentru perioada 14-16 iunie. Probele scrise ale acestei sesiuni vor fi susținute în perioada 20-23 iunie, urmând ca primele rezultate să fie afișate în data de 27 iunie, zi în care se vor depune și contestațiile după ora 12, iar afișarea rezultatelor finale este prevăzută pentru data de 1 iulie. Vreau să precizez că toate probele sunt monitorizate audio-video.